Va fi ger în toată țara până duminică dimineața. Administrația Națională de Meteorologie a emis o nouă informare de vreme deosebit de rece. Potrivit meteorologilor, în intervalul 29 noiembrie-2 decembrie, temperaturile vor continua să fie permanent negative în majoritatea regiunilor. În cursul nopților și al dimineților va fi ger cu temperaturi sub minus 10 grade în nordul, nord-estul și centrul țării, dar local și în sud și în est. Vântul va prezenta intensificări cu viteze de 45 până la 55 de km pe oră în sudul Moldovei și a Banatului, în jumătatea de est a Munteniei și în Dobrogea, iar pe litoral vor fi rafală de 60-70 de km pe oră.